privind în prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, în capitolul 9, prima întrebare pe care trebuie să ne-o punem este dacă trebuie să imităm și noi această imitoare mărturie a lui Pavel. Sau este ceva ce doar apostolii au făcut? Sau asta se aplică doar misionarilor, care trebuie să se adapteze diferitelor culturi? Răspunsul vine dintr-unul dintre cele mai clare comentarii făcute pe aceste cuvinte. Comentariul făcut chiar de Pavel însuși, în capitolul următor, 1 Corinteni, capitolul 10. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire, nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. În alte cuvinte, adaptați-vă cât de mult puteți, dar într-un mod care să nu fie păcătos. După cum mă siresc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Astfel, răspunsul este nu, acesta nu este un mod de a trăi specific apostolilor sau misionarilor, ci este ceva, un mod de viață pe care toți corintenii trebuiau să îl imite. Pavel calcă pe urmele lui Hristos, iar el dorește să-i urmăm exemplul. Pavel îl imită pe Hristos, iar Pavel dorește să-l imităm și noi pe el, imitându-l astfel pe Hristos. Deci, întreabă-te cum poți tu, în sfera vieții tale, să te folosești de libertatea ta așa cum s-a folosit Apostolul Pavel și Domnul Iisus Hristos, știind că astfel vei salva pe unii. A doua întrebare pe care ar trebui să o punem modului în care Apostolul Pavel evanghelizează este aceasta. Care este scopul lui Pavel? De ce s-a făcut robul tuturor? De ce s-a făcut ca un iudeu cu iudeii? De ce s-a făcut ca și cum nu ar fi sub lege cu cei care nu sunt sub lege? De ce s-a făcut slab cu cei care nu sunt slabi? Că n-are ce face? Asta este o perspectivă ignorantă și păcătoasă. Atunci, întrebarea este, de ce ar trebui să facem asta? Este o întrebare extrem de importantă. Dar Pavel ne spune totuși că trebuie să trăim și să acționăm nu cum trăiește și acționează lumea, ci într-un mod diferit. Însă scopul face diferență. Care a fost scopul Apostolului Pavel? Să câștige. Dar de 5 ori ne spune Pavel că scopul lui este să câștige pe unii, în versetul 19 din capitolul 9. Ca să câștig pe cei mai mulți, versetul 20. Să câștig pe iudei. Să câștig pe cei ce sunt sub lege, versetul 21. Să câștig pe cei fără lege, versetul 22. Să câștig pe cei slabi. Deci, de 5 ori Pavel ne spune că scopul pentru care el se adaptează fiecărui mod de trai este pentru a-i câștiga pe ei. Dar în versetul 22, Apostolul Pavel sumarizează totul și spune: m-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Dar aici vedem că scopul îl prezintă diferit de data asta. De 5 ori a spus să câștig pe oameni, iar acum spune să mântuiesc pe oameni. Apoi în versetul 23, Apostolul Pavel mai oferă un ultim scop. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și eu parte de ea. Apostolul Pavel știa că dacă abandonează tiparul, modul de viață pe care Iisus l-a stabilit și pe care el însuși l-a avut și nu i-ar păsa de alții, credința lui va fi cu totul neautentică și falsă. Deci, sumarizând până aici, Pavel ne spune că are trei scopuri. Să câștige pe unii, să mântuiască pe unii, să fie părtaș al beneficiilor Evangheliei. Dar acum, ce înseamnă aceste lucruri? Ce înseamnă să câștigi pe unii? Dar să câștigi pentru ce? Să mântuiești, să salvezi pe alții, de la ce? Și la ce beneficii al Evangheliei să fii părtaș? Cel mai simplu răspuns la întrebarea de la ce să mântuiești pe alții este dată în epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 5. Deci, cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele lui, vom fi mântuiți prin el de mânia lui Dumnezeu. Din toate epistolele lui Pavel, unde folosește termenul mântuiți, aici este singurul loc unde ne spune explicit de la ce suntem mântuiți, dar de la ce suntem salvați. Atunci când ne punem credința în Domnul, suntem mântuiți de mânia lui Dumnezeu. Acesta este scopul lui Pavel când spune în versetul 22: m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei de mânia lui Dumnezeu. Evanghelia este vestea bună a faptului că Dumnezeu a făcut o cale pentru a ne mântui, pentru a ne salva pe noi de mânia lui. În prima epistolă a Apostolului Pavel către Tesaloniceni, în capitolul 1, el scrie așa:
și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care l-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește sau ne mântuie de mânia viitoare. Da. De la asta Apostolul Pavel caută să salveze pe alții, prin faptul că se adaptează la modul lor de viață. Dar acum, pentru ce îi câștigă? Sau ce beneficii al Evangheliei speră Pavel să aibă după ce au fost mântuiți de mânia lui Dumnezeu? Iisus ne spune care este alternativa mâniei lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, în versetul 36, cine crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Alternativa la mânia lui Dumnezeu este viața veșnică. Pentru aceasta dorește Pavel să-i câștige pe alții. Și pentru aceasta dorește el să aibă parte de Evanghelie. Acum, știm care este ținta și scopul nostru. Dar ținta noastră, precum cea a Apostolului Pavel, este de a mântui, adică de a salva oameni de la mânia lui Dumnezeu și să-i câștigăm pentru viață veșnică. Făcând lucrul acesta, iubindu-i pe cei din jur în acest fel, confirmăm faptul că luăm și noi parte la Evanghelie. Acum vreau să ne întrebăm într-un mod sincer, fiecare dintre noi, depun eu un efort mare ca să-i câștig pe alții? Dar o întrebare care mă apasă în acest caz este aceasta. Motivul pentru care depunem eforturi mici de a câștiga pe alții și de a-i mântui într-un sens indirect, deoarece Dumnezeu mântuie, este pentru că nu credem că vine mânia lui Dumnezeu? Pentru mulți astăzi, vestea bună a lui Iisus Hristos este concepută aproape în întregime ca o altă strategie de gestionare a nevoilor psihologice. Depresia, jalea, mâhnirea, mărăciunea, dorul, singurătatea, abandonul, frica și multe altele. Și este adevărat că Evanghelia poate să aibă un impact și asupra acestor lucruri. Dar nu faptul că are acest impact face Evanghelia să fie vestea bună a salvării. Și chiar dacă Evanghelia nu ar influența aceste lucruri în această viață, ceea ce este de conceput, în continuare ar fi vestea bună a salvării într-un mod indiscutabil. Credeți asta? Ceea ce face Evanghelia să fie vestea bună a salvării este faptul că eu, prin credința în Hristos, sunt deja achitat în fața tribunalului ceresc. Dar nu mai există nicio condamnare pentru cei care sunt în Hristos. Sentința mâniei veșnice și sfinte a lui Dumnezeu a fost revocată în cazul meu, la îndreptul meu. Iisus a absorbit-o, a luat-o. Prin urmare, așa cum este scris în 1 Tesaloniceni, în capitolul 5, fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vor exista doar două verdicte finale. Vinovat sau nevinovat. Viața eternă sau mânie eternă. Aceasta este una dintre cele mai mari realități și adevăruri ale acestui univers. Mânia lui Dumnezeu are să vină peste toți cei care nu își pun credința în Iisus. Cel care ne izbăvește, ne mântuie de mânia viitoare.